Bună dimineața și bine ne revedem la prima conferință din anul 2020. Vreau să profit în primul rând de ocazie pentru a transmite tuturor la mulți ani, multă sănătate, un an nou cu cât mai multe realizări pentru fiecare dintre noi și implicit cu toții să reușim să continuăm dezvoltarea romanului, fiecare în funcție de competențele pe care le are și de resursele pe care le avem până la urmă cu toții pentru a avea un oraș cât mai frumos, cât mai dezvoltat și cât mai civilizat. Voi începe această conferință de presă prin a relua veștile bune pe care le-am primit la finalul anului trecut și anume semnarea celor două proiecte cu finanțare europeană. Primul proiect care privește extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public. Peste 120 de kilometri de rețea de iluminat public vor fi modernizate prin acest contract cu finanțare europeană. Peste 4500 de lămpi vor fi modernizate pe lămpi tip LED și mai mult decât atât și sistemul de telegestiune care va aduce economii în ceea ce privește iluminatul public. E un contract care se întinde pe o durată de 43 de luni, incluzând și perioadele de licitație și de atribuire a lucrărilor și de asemenea o valoare a contractului de peste 18 milioane de lei noi. Un al doilea contract este prevăzut pentru investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman, extinderea ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Roman și crearea unui centru de imagistică care va fi dotat cu aparatură performantă și care nu există în momentul de față în spital și aici vorbim de un computer tomograf, un RMN, un EKG pentru urologie, aparat radiologic digital și altă aparatură de înaltă precizie care pot oferi diagnostice cât mai clare. Spun eu că este un proiect care va ajuta foarte mult în creșterea calității actului medical și iarăși un lucru pe care vreau să-l înțeleagă toată lumea, că va fi un serviciu prestat de către ambulatoriu într-un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Deci, practic, cei care vor veni la ambulatoriu pentru diverse investigații nu vor trebui să mai plătească pentru aceste investigații. Și chiar vorbeam cu colegii mei dimineața în ședința operativă legat de investițiile pe care le-am realizat anul trecut și făcând așa un calcul sumar a tot ceea ce s-a întâmplat în Roman, am ajuns la concluzia că peste 7 milioane de euro au intrat în investiții directe în municipiul Roman, în condițiile în care în perioadele bune, să spunem, investițiile erau undeva în jur de 2,5-3 milioane de euro într-un an și asta în condițiile în care știți foarte bine că bugetul Romanului a fost destul de pribegit de măsurile guvernamentale care au fost luate în ultimii 2 ani, dar faptul că am reușit un asemenea ritm al investițiilor ne bucură și ne motivează, mai ales că avem în față un an 2020 în care estimăm ca nivelul investițiilor care vor intra direct în infrastructura din Roman să depășească 10 milioane de euro, ceea ce este o sumă care cu siguranță se va revedea și se va regăsi prin creșterea calității vieții la nivelul municipiului Roman. Și dacă tot vorbim de
factorul financiar, care este absolut determinant în dezvoltarea unei comunități. Vreau să vă informez că în această săptămână vom avea o ședință de îndată de Consiliul Local, prin care va trebui să repartizăm excedentul către fondul de dezvoltare pentru anul 2020. Știți că pe final de an am mai realizat două ședințe de îndată, am primit sume de bani de la guvern și au trebuit repartizate. O parte dintre ele nu am reușit să le cheltuim, ceea ce înseamnă că vom avea un excedent care va fi repartizat în secțiunea de dezvoltare și în momentul în care vom ști valoarea exactă, vom și convoca această ședință de Consiliu și bineînțeles că vă vom informa și pe dumneavoastră asupra acestui excedent care va merge direct în investiții. Și dacă tot vorbim despre buget, așa cum ați văzut și dumneavoastră, s-a adoptat bugetul de stat prin procedura asumării răspunderii de către guvern, însă în data de 23 decembrie șefii celor două camere au contestat această procedură la Curtea Constituțională, ceea ce înseamnă că în momentul de față bugetul de stat este blocat până la soluționarea acestui conflict constituțional, dar în paralel noi vom începe să construim bugetul nostru în funcție de ceea ce s-a aprobat prin bugetul de stat și vom demara în perioada următoare și procedura dezbaterilor, așa cum v-am obișnuit, dezbaterilor publice cu diferitele categorii socioprofesionale, astfel încât și în acest an bugetul să fie cât mai ancorat în realitate și în funcție și de necesitățile reale de dezvoltare ale municipiului Roman, dar și de funcționare, pentru că este foarte important să asigurăm și capitolul de funcționare al primăriei. Vă vom comunica la momentul potrivit calendarul dezbaterilor, astfel încât și dumneavoastră, reprezentanții mass media, să fiți prezenți la aceste dezbateri pentru a lua pulsul de la fiecare categorie socioprofesională și pentru a vedea proiectul de buget pe care noi îl propunem pentru acest an. Și vreau să vă informez, dacă tot vorbim despre buget, că vom continua cu alocarea de sume și pentru bugetarea participativă. Este un proiect care a început să prindă la Roman, așa cum ați văzut, primul proiect de realizare a acelor totemuri a fost finalizat anul trecut și a fost dat în folosință. Dacă vom avea resursele financiare necesare, mi-aș dori să majorăm suma propusă pentru bugetarea participativă și, de ce nu, mai multe proiecte să primească finanțare prin această procedură, astfel încât de la an la an această sumă și această implicare a cetățenilor în viața comunității să fie din ce în ce mai crescută. Suntem într-o perioadă de iarnă, am trecut peste două rânduri de ninsoare. Vreau să vă informez că până în prezent s-au consumat circa 400 de tone de sare, material antiderapant, care au fost împrăștiate pe străzile din municipiul Roman. Mai avem în stoc circa 900 de tone. Eu mi-am dorit încă din această vară să am asigurat tot stocul de sare necesar unei ierni, astfel încât să nu mai avem emoții în timpul iernii, când la minele de sare este foarte aglomerat. Exact în acea perioadă mai apar și anumite acțiuni de sindicat și achiziționarea cu sare este mai greoaie. De aceea cred că a fost o măsură bună aceea de a ne aproviziona încă din această vară cu sarea necesară. La fel vom proceda și în anul 2020 pentru a nu avea emoții pe final de an. Cred că
nu au fost probleme în ceea ce privește dezăpezirea la Roman. Trebuie să recunoaștem însă că nici cantitățile de zăpadă nu au fost unele impresionante. Singurul factor care ne-a creat probleme a fost viscolul, dar una peste alta nu am avut nicio stradă blocată la nivelul municipiului Roman, ceea ce este foarte, foarte important, și în cazul în care vor mai apărea căderi de ninsori, să fim pregătiți pentru a interveni, așa cum v-am obișnuit, de fapt, în fiecare an, prima dată să dezapezim arterele principale și cele care duc către spital și ulterior intrăm către arterele laterale și ulterior aleile dintre blocuri, astfel încât să se poată circula în condiții normale, ca de obicei la Roman. Și în încheiere vă spuneam de ședința cu colegii mei pe care am avut-o dimineață, pe lângă o ședință de bilanț a activității de anul trecut, am și trasat primele direcții pentru acest an. În perioada aceasta a zilelor libere am avut și eu timp mai mult la dispoziție să mă gândesc la ceea ce mi-aș dori să se întâmple în Roman în anul 2020. Pe lângă proiectele care sunt în derulare și care vor continua și se vor finaliza în acest an, și aici ne referim la pietonal, ne referim la grădința cu program prelungit numărul 2, grădința cu program normal numărul 2, corpul B de la școala Vasile Alexandrii, cartierul Petru Rareș, care va fi asfaltat în totalitate, cartierul Nicolae Bălcescu, care de asemenea sperăm să fie asfaltat în totalitate în acest an. Vom continua și programul de parcări, de asemenea vom continua și programul de reabilitări trotuare, vom demara programul de reabilitare peisagistică în cartierul Republicii, pe acel areal destul de extins. De asemenea, vom demara și lucrările la creșa Smirodava, care își va tripla capacitatea. Însă, pe lângă aceste proiecte mari și, bineînțeles, altele pe care le vom gândi în funcție de bugetul pe care îl vom avea la dispoziție, am gândit câteva obiective de investiții. Nu sunt obiective mari, dar sunt obiective care, cred eu, vor răspunde nevoilor romanului, și aici am să vă dau citire câtorva dintre ele. De exemplu, avem două zone de acces către piață și către strada Bogdan Dragoș, care se fac fie pe calea dinspre fosta telefonie de la Telecom, fie pe la CR Învățământ. Îmi doresc ca aceste zone să fie reabilitate. De asemenea, am vorbit cu colegii mei și mi-aș dori schimbarea centrului, schimbarea E85 între bibliotecă și giratorul de la Doi Măgari, acolo unde, din cauza și a canalului tehnic, dar și a faptului că este foarte mult beton în fundație, ați văzut, copacii nu reușesc să ajungă la maturitate. De câte ori am încercat să plantăm tuia, nu au avut dezvoltarea pe care mi-am dorit-o eu, și atunci am cerut colegilor mei de la Direcția pentru Servicii Edilitare să gândească un alt mod de a înfrumuseța centrul orașului. De asemenea, mi-aș dori ca tot ceea ce înseamnă diversele plombe care au fost făcute pe E85 în acest an să le frezăm și să le plombăm, asigurând o planeitate a asfaltului, astfel încât această lucrare va fi realizată cu echipa proprie a primăriei. De asemenea, am mai multe zone care necesită intervenții, sunt zone cu aglomerație urbană, e vorba de
blocul 33 de pe Bulevardul Romanușat, blocul de la Gulliver, toată zona din spate mi-aș dori să o frezăm și să o reabilităm covor asfaltic. De asemenea, același lucru mi-aș dori să facem și în zona complexului de la Abator, unde de asemenea asfaltul nu se prezintă tocmai bine și necesită frezare și asfaltare. Continuăm și programul de parcări, așa cum vă spuneam. Va trebui să extindem și să creăm cea de-a treia bandă pentru fluidizarea traficului de pe strada Cuza-Vodă, ocazie cu care vom mai cumpăra și câteva semafoare noi, atât semafoare auto cât și pentru pietoni. Vom achiziționa și câteva parcometre noi. Vom crea o nouă bandă la giratoriul de la Favorit, astfel încât ieșirea din oraș să se poată face pe două benzi și nu pe o singură bandă, pentru că ați văzut în perioadele aglomerate, în perioadele sărbători, cozile ajung până la hotel. De asemenea, gândim pe anumite zone extinderea străzilor Smirodava, Anton Pan, Energiei, Tineretului. Gândim și o parcare la policlinica stomatologică pentru a elimina tot acel disconfort din zonă și pentru a asigura și pietonilor o soluție pentru a se deplasa în condiții de siguranță. De asemenea, ne vom axa și pe cartierul Danubiana, acolo unde avem pregătite mai multe proiecte. Dorim să extindem rețeaua de camere de supraveghere. Pe de o parte, în cimitir vom continua cu extinderea rețelei de camere de supraveghere, dar dorim în egală măsură și romanul, practic, să-l asigurăm din punct de vedere al camerelor de supraveghere în ceea ce privește intrările și ieșirile din roman. Deja am vorbit cu colegii mei de la Poliția Locală să facă o evaluare pentru extinderea camerelor în aceste zone și, de asemenea, în colaborare și cu reprezentanții Poliției Naționale, să mai identificăm zone cu potențial risc, astfel încât să fie acoperite și acestea cu camere de supraveghere. De asemenea, cu echipele de la Direcția Municipal Locato vom demara proiecte pentru realizarea rețelei de ape pluviale pe strada Primăverii, astfel încât ulterior să o putem asfalta și să o redăm traficului, acum după ce au fost modernizate și trotuarele. De asemenea, pentru un capăt de Mihai Viteazu, segmentul cuprins între Ion Nanu și sensul giratoriu de la Primăverii, de asemenea să realizăm rețeaua de ape pluviale. Avem de înlocuit și un tronson de rețea de canalizare pe strada Bucovinei, circa 250 de metri, și de asemenea și în strada nouă mi-aș dori înlocuirea rețelei de canalizare, care este subdimensionată, și montarea unor țevi mai mare, astfel încât să eliminăm disconfortul și din această zonă. De asemenea, vom continua și cu programul de reparații covor asfaltic pe mai multe străzi din Roman. Chiar în această perioadă urmează să facem evaluările la mai multe străzi și vom comunica străzile pe care vom interveni din această primăvară. Și de asemenea, vom continua și modernizarea locurilor de joacă cu suprafață de protecție, astfel încât din cele 55 de locuri de joacă câte avem până acum, circa 15 să fie modernizate și să beneficieze de suprafață de protecție. Cam acestea au fost câteva gânduri pe care vă spuneam că le-am așternut în ceea ce privește investițiile. Vă spuneam, alături de celelalte proiecte mari care sunt pe de o parte în lucru și pe de altă parte sunt în analiză la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, celelalte 8 proiecte cu finanțare europeană care sper eu să se materializeze și să se concretizeze prin modernizarea infrastructurii, fie de divertisment, fie de învățământ, fie infrastructură pietonală și rutieră, care să crească la creșterea calității
vieții în Roma. Cam acestea au fost informațiile pe care mi-am propus să vi le aduc la cunoștință astăzi. În rest, pe mai departe, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Din cele 7 milioane de euro pe care spuneți că s-au investit în oraș, cât la asta sunt fonduri europene? Păi, în momentul de față, circa 20% reprezintă fonduri europene. Avem și fonduri guvernamentale, acel PNDL pentru canalizarea din cartierul Petru Rareș, și restul sunt din împrumut și din bugetul propriu. Deci pe anul 2019, 7 milioane au fost aproximativ. Investiții, da, în infrastructură. Pe anul 2020 se majorează impozitul local pentru mijloace de transport și pentru clădirile persoanelor, clădirile nerezidențiale, cu 16%? Nu. Impozitul va fi la nivelul anului 2019 și la nivelul anului 2018 și cred că am spus-o destul de clar și la ședința de Consiliu, când s-au aprobat taxele pentru anul 2020. Având în vedere că e un proiect european în derulare referitor la digitalizarea activității în primărie, cam când estimați că vor reuși cetățenii să obțină documente online? Termenul de implementare este de 2 ani de la data, de fapt l-am și diminuat la 21 de luni de la data semnării contractului, deci eu apreciez că undeva în 2021 va fi total funcțional. A spus că vă doriți... Și deja pregătim un alt proiect, este lansat deja ghidul pentru POCA 13, unde gândim proiecte complementare actualului proiect. Ați spus că vă doriți ca centrul să fie frumusețat, să arate altfel și ca no, probleme cu plantarea pomilor sau copacilor? Da, tuia nu au rădăcină pivotantă, ceea ce la un dat poate genera prin creșterea rădăcinilor poate genera disconfort atât înspre partea pietonală, înspre zona de pavele, cât și înspre partea rutieră și trebuie găsită o altă soluție pentru că ați văzut pe de o parte faptul că nu au suficient pământ, mulți tuia s-au uscat și probabil contribuie și sarea, materialul antiderapant pe care îl împrăștiem pe timp de iarnă, probabil și acesta afectează coroana acestor copaci și denotă un aspect care mie personal nu... Și asta ce înseamnă? Că veți căuta altfel de copaci care să-l plantați acolo? Nu, eu mi-aș dori mai mult verde și dacă vreți, mie îmi plac foarte mult aceste jardiniere pe care le-am făcut din fibră de sticlă tot în zona centrală, în zona pietonală a E85. Noi am înlocuit jumătate din aceste jardiniere anul trecut, în acest an vom finaliza și cu cealaltă jumătate. Pe de o parte au un aspect destul de plăcut, sunt mai ușor de întreținut și nu ai aceeași problemă ca la lemn, știți foarte bine, putrezeau sau sufereau de pe urma vandalizărilor. Cred că tot acest sistem și le-am dat ca și temă de gândire colegilor mei de la Direcția de Servicii Edilitare, tot pe acest sistem în niște jardiniere pe care să le confecționăm tot din fibră de sticlă și niște copaci ornamentali care pot să dea un alt aspect orașului în zona centrală. Ce înseamnă banda 3 pe cuza vădă? Păi, dacă vă aduceți aminte, am și comunicat anul trecut una din deciziile luate la nivelul Comisiei de Circulație. Este vorba de crearea unei benzi suplimentare pentru cei care fac stânga ieșirea din cuza vodă spre pe Bulevardul Roman Mușat către primărie, către Banca Comercială și din analiza traficului în zonă s-a observat că din numărul foarte mare de mașini care stau la semafor la cuza vodă, circa 3-4 virează stânga spre primărie. Marea majoritate fac dreapta spre sensul giratorului de la Favorit, fie ulterior fac stânga pe Alexandru cel Bun. Și atunci, dacă am defluit traficul în zona din dreapta cu un verde intermitent, credem că vom elimina din disconfortul de la staționarea la semaforul de la cuza vodă. Asta înseamnă să vă apropiați cu traficul de bibliotecă. Da. Și
pentru asta va trebui, având în vedere că este o clădire monument, va trebui o autorizație. Da, dar nu facem altceva decât să micșorăm trotuarul. Adică nu distruge spațiu verde acolo, acolo aveți un pic de spațiu verde, o fântână? Da, va rămâne fântână, evident. Da. Încercăm, pe cât posibil, să nu afectăm spațiul verde. Și ați spus de câteva proiecte pentru cartierul Danubiana. Ne puteți da un exemplu, două? Sigur, mi-aș dori lărgirea străzii energiei. În primul rând, să creăm anumite locuri de parcare, astfel încât strada să fie mai largă. De asemenea, amenajarea unei parcări, amenajarea zonei de la platforma gospodărească, zona de garaje, de asemenea mai avem câteva intervenții de făcut. Eu când am fost anul trecut cu colegii mei acolo în zonă, am stabilit exact ceea ce trebuie să facem și în această primăvară vom interveni. Și dacă tot ați spus de Mihai Viteazul, sunteți încrezător că asfaltul pus de Consiliul Județean acolo e de calitate? Acolo ar trebui să-i întrebați pe cei de la Consiliul Județean. Păi nu, vă întreb care este părerea la primarul orașului, având că totuși e o stradă pe care e asfaltul, eu pot repara. Nu, eu nu voi repara pentru că nu am preluat-o de la Consiliul Județean și dacă ea nu se prezintă în condiții bune, nici nu o vom prelua. Deci ea este în proprietatea și în administrarea Consiliului Județean. Eu înțeleg, totuși vă întreb, având în vedere că sunteți primarul orașului, iar acolo locuiesc niște oameni care votează. Și de-aia vă întreb pe dumneavoastră, ca primar al orașului, aveți încredere că asfaltul de acolo este? Nu mă puteți întreba așa ceva, întrucât eu nu sunt nici specialist în asfalt. Sunt persoane care acolo și-au dat semnătura, probabil, întrebați-i pe cei de la Consiliul Județean. Eu pot să vă răspund despre strada Chimiei, pot să vă răspund despre strada Muncii, strada Alexandru Zira, fundătura Mihail Zira. Dacă tot întrebați de străzile din zonă, da, acolo vă spun sigur că va fi ok. Ok. Legat de Roman Metropolitan, ce vă propuneți pentru anul 2020? Pentru că anul 2019 nu a ieșit din tiparul celorlalți ani. Păi nu a ieșit și vă și spun din ce cauză. Și nici nu va ieși până nu apare exercițiul financiar 2021-2027. Acolo unde luptăm atât prin intermediul Asociației Municipiilor din România, cât și prin intermediul altor structuri și știți foarte bine că noi am înființat la nivelul Moldovei și Asociația Moldova se dezvoltă, unde dorim să deschidem și o reprezentanță la nivelul Consiliului Europei, astfel încât sume de bani să fie alocate și să poată obține proiecte și aceste ADI-uri, dacă vreți să le numim așa, la nivelul fie a zonelor metropolitane, fie a zonelor, a regiunilor de dezvoltare. Un alt lucru pe care l-am putea face, dar aici va trebui să vorbim cu cei din comunele limitrofe Romanului. De exemplu, am putea să dezvoltăm, nu știu, un sistem de transport public local cu cele câteva 3-4 comune din zona limitrofă a Romlai, care să fie un transport public regulat. Transport public local. Iau în calcul și acest lucru, însă trebuie să analizez colegii mei de la juridic în ce măsură pot să fac acest lucru doar cu câteva dintre comunele care fac parte din Asociația Roman Metropolitan sau va trebui să înființăm o asociație nouă. Pentru că am primit foarte multe solicitări și de la cetățenii Comunei Horia și de la cetățenii Comunei Cordun. Și da, în momentul de față nu. Legislația. Și atunci nu ați putea, prin, având în vedere că Romanul are totuși o grămadă de deputați și senatori, să oarecare presiune să pentru asta ai nevoie și de o majoritate în Parlament. Și dumneavoastră știți foarte bine cum e în momentul de față majoritatea în Parlament. Mă gândesc că Român are și senatori din mai toate partidele. Au avut și până acum. Ultima chestiune. În contractul de PSAP, primăria Român a plătit 39.000 de lei pentru 4 minute vârfuri de artificii de 1 decembrie. Și 15 minute pentru Revelion. Și de Revelion a fost în jur de 7 minute. Da, dar am dat mai multe minute de ziua națională și, pe de altă parte, am cerut operatorului să-mi comprime timpii în sensul în care au fost date mai multe
artificiu odată și jocul a fost mai spectaculos. Deci, am preferat un joc mai spectaculos decât unul mai rar și mai... Bună, ați spus că ați, până în momentul de față, 400 de tone de material în puterea da. Care s-a dat pentru aceste 3 zile. Păi, cât a fost și anul trecut, finalul de an, și în aceste da, și zile. Da, mai aveți 500. 900. A, 900. 900. A, și în caz că, nu știu, să vreau iarnă foarte puternică, credeți? Ma, ne mai aprovizionăm, nu, presiunea bă, nu mai este, sigur, 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 fără nicio problemă. Atât, mulțumesc. Știți că guvernul Orban a elaborat o hotărâre privind interzicerea cumulului pensie salar în sectorul bugetar. La ultima discuție pe care am făcut-o cu dumneavoastră, spuneați că aveți 5 cadre din Maria Roma. Nu, sunt mai multe. Da. În zona poliției locale, dacă mi-aduc eu bine, a fost întrebarea. Atunci. Ce rămâne descoperit? Nu rămâne absolut nimic descoperit în condițiile în care, la fel ca și bugetul, și această ordonanță este blocată la Curtea Constituțională. Așteptăm decizia Curții Constituționale, așteptăm ulterior, dacă va rămâne în forma actuală, colegii mei să-și exprime opțiunea dacă rămân cu pensia sau cu salariu și ulterior vom lua deciziile, vom rămâne. Au atacat la Curtea Constituțională procedura, dar bugetul va fi semnat astăzi, după cum s-a anunțat și acest OUG. Deci va fi promulgat? Da. Deci s-a atacat procedura prin care s-a acționat. Eu știam că nu. Afectează semnarea bugetului. Deci astăzi s-a anunțat că se va semna. Întrebarea este dacă celelalte le mai puteți rezolva, cel mai grea situație pare a fi la soluție la poliția locală, pentru că acolo poate un specialist, păi da, dar eu cred că v-am răspuns mai devreme. Am spus prima dată să devină operațională această ordonanță, ulterior colegii au la dispoziție un termen în care să opteze fie pensie, fie salariu și ulterior vom decide. În ceea ce privește administratorul public nu este valabil pentru că vine din mediul privat, deci nu asta Eu nu înțeleg ce legătură are administratorul public în toate. Păi era în aceeași situație, tot pensionar și cumul. Mă tem că aveți o informație greșită. Doamna Petrea nu este la pensie. Deci nu este pensionar? Nu. Înseamnă că am fost greșit în parte. Deci eu, într-adevăr, dumneavoastră poate știți, dar nu știți totul. Doamna Petrea, ca să vină la primărie, a renunțat la pensia anticipată. E altceva. Bun, și oricum dar oricum nu era cumul pensie cu salariu. Nu era din mediul... Nu, dar n-are nicio importanță de unde ai pensia, că ai contribuit în sistemul public sau în privat. Interdicția era de a, sau cel puțin la câte, din câte am înțeles eu, interdicția este de a acumula pensia cu salariul din sistemul bugetar. Deci pensia n-are nicio importanță de unde ai cotizat pentru acea pensie. Dar, repet, nu e cazul administratorului public. Dar posturile astea nu se blochează, nu? Adică nu vă afectează. Puteți organiza concursul. Bineînțeles. Bineînțeles. Reangajați. Bineînțeles. Cu ce facturi ați intrat neachitate în 2020 și cam care e valoarea lor pentru ce? Cu niciuna. Deci sunt plătite la zi toate facturile. V-am spus că vom avea inclusiv excedent. Munca în folosul comunității. De mult nu ne-am mai vorbit despre acest lucru și mi-a venit această întrebare ținând cont de faptul că recent un romaștan tocmai a fost condus la penitenciarul din Bacău pentru că a refuzat munca în folosul comunității. Da. Știți despre ce e vorba? Nu, chiar nu știu. Vă dați seama că nu pot stau să urmăresc toate aceste sancțiuni care sunt aplicate. Eu pot doar să vă spun că noi avem un regulament pentru aceste activități în funcție de specificul activității, în funcție de calificarea pe care o are persoana respectivă și mai mult decât atât depinde și dispozitivul sentinței, ce prevede în mod clar. Pentru că au fost sentințe care au prevăzut în mod explicit locul unde se desfășoare aceste prestări. Eu vă pot spune că în momentul de față toți cei care primesc o astfel de condamnare. Cât avem
faceți o solicitare și o să vă comunic. Vă dați seama că nu am informația asta, însă eu pot să vă spun că e un sistem care funcționează și care este foarte monitorizat și nu se pot comite abateri de la acest sistem și el funcționează foarte bine. Cine nu își îndeplinește orele și se comunică mai departe către organele judiciare și suportă rigorile legii. Bun, dar aici nu-i vorba numai de muncă în folosul comunității a condamnaților, ci mai avem și cealaltă categorie socială de grup beneficiare de legii 416. Păi sunt lucruri total diferite. Nu trebuie amestecate. Munca în folosul comunității e o sancțiune administrativă sau penală și nu trebuie amestecată cu orele de muncă pe care trebuie să le presteze beneficiare de ajutor social. Beneficiare de ajutor social e pe altă lege. Ați văzut foarte bine și de fiecare dată v-am informat format când a fost cazul, au efectuat lună de lună, conform pontajului care poate fi verificat, activități acolo unde am avut nevoie. Acum că vine perioada rece, îi vom folosi în zona de dezăpezire ori de câte ori avem nevoie. Procentul de cofinanțare la proiectul de la spital? 2%. De unde este susținut? De la bugetul local, 2%. Deci bugetul local, nu bugetul spitalului. E proiectul primăriei. Nu ne-ați mai vorbit nimic de foarte multă vreme și este o problemă care rămâne mereu pe agenda celor nerezolvate, reabilitarea policlinicii. Da, aici cred că în acest an vom demara un studiu de fezabilitate și ulterior vom decide împreună cu coproprietarii cabinetelor medicale pașii pe care trebuie să-i facem. Dar ce n-ați reușit să puneți cap la cap acolo? N-au fost ei, nu și-au dat acordul toți? Păi, am avut o discuție, știu, am avut o discuție cu proprietarii sau cu ceilalți coproprietari, dacă vreți mai corect spus, deși într-o primă etapă verbal și-au manifestat acordul. În momentul în care am cerut documente pentru a ști cum să împărțim costurile, acest lucru nu s-a mai întâmplat. N-au mai adus copii după documente. În opinia dumneavoastră, la vorba aceasta, este rezolvată criza apei în România? Din punctul meu de vedere, atâta timp cât în continuare pe timpul nopții se oprește apa, nu este rezolvată. Eu am purtat discuții inclusiv vineri, pe 3 ianuarie, cu prefectul județului Neamț și cel mai probabil va fi convocat în această săptămână, sperăm, un comitet județean pentru situații de urgență pentru a vedea măsurile care se impun. Așa cum știți foarte bine, deși afectează locuitorii municipiului Roman, pârghiile administrative sunt în altă parte. În ce fază se află proiectul de informatizare a cimitirului? Păi, în momentul de față se lucrează și sunt băgate în sistem undeva în jur de 7000 de contracte, dacă nu mă înșel. Urmează să le scoatem la lumină și pe celelalte și până la sfârșitul acestui an sperăm ca în totalitate sistemul informatic să fie funcțional în cimitir. Numărul de decese înregistrat în perioada dintre Crăciun și până sau de la 1 ianuarie? Informațiile pe care mi le-au dat colegii mei au fost 20 de decese. În ce perioadă? Înregistrate. În perioada aceasta sărbătorilor. Vorbim de la Crăciun până acum sau de când? Sau de la 1 ianuarie? De la 1 ianuarie până acum. Cred. De puțin? Nu mă întrebați pe mine că nu... Îți fac foarte mult. Da, și în sfârșit, strada Teiului intră și ea în procedurile reabilitare anul ăsta, mai ales că acolo... V-am spus că în momentul de față gândim acolo rețeaua de canalizare și gândim și un covor asfaltic. Acolo e traficul greu. Știu. De la Canuliană. Știu. Ea a mai fost reparată de curând. Va trebui un covor asfaltic sănătos. Nu. Au mai fost plombe puse, dar nu e suficient. Mulțumesc. O mică precizare privind proiectul de extindere și modernizare la
Înțeleg că e un act public. Cam care ar fi zonele care ar beneficia de acest lucru? Eu fi de nu ba, tot orașul va beneficia, acolo unde există deja sistemul de iluminat, vor fi înlocuite lămpile cu cele de tip LED, acolo pe anumite străzi unde nu există vom extinde aceste rețele. Vorbim de tot orașul. Chiar dacă vor fi anumite zone care nu vor fi eligibile prin proiectul european, vom susține din bugetul propriu. Vorbeați de planul pentru iarna viitoare și niște proiecte pe care le-ați anunțat mai devreme, care fac să vorăm de cu mai multe luni. Deci candidați pentru un nou mandat. Toate proiectele pe care le-am lucrat în ultimii 2 ani și jumătate de când sunt primar vor ajunge la maturitate într-un nou mandat. Și da, îmi doresc foarte mult să continui aceste proiecte și să le văd materializate și puse în practică și în următorul mandat. În campania electorală anterioară ați preluat un proiect Romanul 2020. Acolo au fost niște proiecte majore care la acest moment nu sunt realizate, cum ar fi piața sau cinematografie. Ce proiecte majore vezi pe un campanie din acest an? Eu vreau să vă spun următorul lucru și iarăși poate pentru corecta informare a tuturor. Din păcate, eu nu am reușit să am un mandat întreg. Am 2 ani jumate în momentul de față, voi avea în vară 3 ani de mandat. Orice proiect din momentul în care îl gândești și până când ajunge la maturitate să fie finalizat, durează de la un minim de 2 ani până la un maxim de 5-6 ani chiar. Este evident că tot ceea ce am propus eu în campania electorală din 2017, într-un fel sau altul, a fost atins. Cinematograful este depus și se află în evaluare la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. În condițiile în care guvernul va lua decizia să transfere bani de pe POIM, unde sigur nu vor fi cheltuiți toți banii de pe POIM și ați văzut și declarații recente în mass media națională că cel puțin banii care au fost prevăzuți pentru autostrăzi este aproape imposibil să fie cheltuiți în acest exercițiu financiar. E clar că există o sumă destul de mare de bani alocată în zona aceasta finanțărilor europene. Discuțiile pe care le-am avut inclusiv la AMR cu primul ministru a fost transferarea acestor sume de pe POIM, unde se știe sigur că nu mai pot fi cheltuiți, către proiectele și către axele de finanțare unde primăriile au depus proiecte. Și dacă vreți, pe școli profesionale suntem undeva la o concurență de 900%. Pe axa 10 la școli gimnaziale undeva în jur de 700%. Pe axa 13 undeva în jur de 300%. Deci, practic, dacă ar veni aceste sume de bani către zonele unde sunt proiecte, sunt convins că inclusiv Cinematograful Unirea va intra la finanțare. Vestea bună pe care am primit-o tot la fel spre sfârșit de an este că s-a permis contractarea până la 200% la axa 13 și sperăm ca și Cinematograful Unirea să intre la finanțare. Mergând mai departe, dacă vreți, cu adevărat și abia din acest an mă voi ocupa, este vorba de proiectul de la piață. Chiar dimineața am vorbit cu colegii mei de la, și de la Direcția de Urbanism și la Direcția Tehnică și cu doamna directoare de la Direcția de Administrare a Piețelor, pentru că în acest an vreau să realizăm studiul de fezabilitate pentru modernizarea pieței, dar nu vreau să fie doar o modernizare a pieței, ci și acel pasaj subteran care să elimine traficul și să elimine, dacă vreți, și această separare a celor două piețe, hala și piața agroalimentară, astfel încât totul să devină într-un complex comercial unitar cu o alee pietonală între ele. Și da, să spunem că acesta este un proiect de care abia acum în 2020 încep să mă ocup. Nu am avut timpul fizic, având în vedere și multitudinea de proiecte de care ne-am ocupat până acum și rămâne un dezerat pentru
următorul mandat și sigur vreau să-l și implementez, la fel cum am făcut cu toate celelalte proiecte pe care le-am promis în 2017. Dar, repet, ele, din momentul în care gândești un astfel de proiect până ajunge la maturitate, pot trece și 4-5 ani. În discuția bugetului pentru anul acesta aveți solicita și propuneri. Mă gândesc la o inițiativă de la Romașcan să vină cu un proiect. Păi avem bugetarea participativă. E tocmai ceea ce v-am spus, că bugetarea participativă va beneficia de mai mulți bani în acest an, având în vedere succesul de care s-a bucurat anul trecut. Și mai mult decât atât, vom dubla sumele către ONG-uri, pentru că, așa cum bine știți, a fost o sincopă anul trecut și în acest an vom dubla sumele către ONG-uri. Se va aplica, nu? Se va aplica, sigur. Eu mai am întrebare, vă rog. Începe perioada de reduceri, societățile comerciale sunt obligate să vă notifice. Care e procedura asta și unde trebuie să facă ele? Să ne notifice cu ce? Să vă notifice bănita de a fi ca reduceri de prețuri. Păi nu trebuie să facă absolut nimic decât să achite până la 31 martie impozitul pe anul 2020. Și beneficiați de acea reducere. Doamna Flora, se referă la soldările de la mărți. Da, știu că până la 15 ianuarie trebuie să depun aceste documentații și soldările se fac începând cu data de 15 ianuarie. Da. La birou unic. Dar v-au mai existat solicitări până acum? Nu. Probabil. În măsura în care au stocuri de marfă, vor aplica aceste reduceri. Legislația spune, într-adevăr, așa cum ziceți și dumneavoastră, că trebuie să vină să depună aceste notificări la biroul comercial. E doar o notificare. O notificare, nu e nimic altceva. Mulțumim.